Ne-am adunat aici vadmanii din cadrul societății. În plus de asta, spre surprinderea noastră, s-au adunat și colegi din alte sectoare, cum ar fi șoferi de autobuze sau oameni din rândul celor de la întreținere, de la mentenanță. Nemulțumirea este extrem de mare, neașteptat de mare, și asta am constatat-o în sectoare, când ni s-a adus reproșuri că nu i-am invitat și pe ei la protestul nostru. Evident, nefiind organizați ca sindicat, ne-a fost foarte greu să facem o organizare meticuloasă și mult prea temeinică. Este o inerție ceea ce se întâmplă astăzi aici, pentru că inițiatorul acțiunii a fost alt coleg, cei care au autorizat acțiunea sunt alte persoane. Ne doare foarte tare pentru că am pierdut grupa de muncă la care aspirăm să o redobândim. Mai trebuie să parcurse etapele de către sindicate, de către conducere, și le cerem pe această cale să facă acest lucru. Probabil că vor fi procese, nu ne dorim asta, dorim un dialog, dorim un consens, dar e nevoie ca conducerea noastră să fie sensibilă la manifestarea noastră și să căutăm soluții împreună. Sindicatele sunt cele responsabile. Evident, dacă nu au înțeles până acum că nemulțumirea mocnește, sperăm că de acum înainte să înțeleagă. Oamenii cer aici sau, mă rog, un sindicat care să le reprezinte cu adevărat interesele. În ultima perioadă, din informațiile mele, din sindicatul reprezentativ s-au retras circa 25 de membri și probabil că lucrurile vor continua. În situația în care conducerea nu va fi sensibilă la revendicările noastre, la doleanțele noastre, din cele prezentate de colegi, ori nu vor lucra suplimentar, ori își vor depune lichidările. Sigur că rămâne la latitudinea fiecăruia, eu nu pot să mă angajez în numele lor că fac acest lucru. Însă acestea sunt mesajele care ei le transmit. Ați declarat că sunteți dispus să vă așezați la masa negocierilor. Ce se va întâmpla în următoarea săptămână, în următoarele săptămâni, dacă nu se va întâmpla acest lucru din partea conducerii? Cum nu suntem organizați, e puțin de probabil să reușim să prevedem întocmai ce se va întâmpla. Însă, dacă colegii continuă pe aceeași linie, cum s-au manifestat până acum, cred că vor înceta să lucreze suplimentar și vor lichida, prin urmare, vor căuta alte servicii unde să nu aibă o astfel de responsabilitate și, bineînțeles, să aibă o salarizare mai bună. În acest moment, la protest, aici de față sunt 40 de persoane care nu sunt toți vatmani. Am înțeles că după amiază vor veni și mai mulți. Practic, ați depășit cu mult numărul la care v-ați așteptat. Așa este. Noi am estimat undeva o prezență între 20-30 de persoane. Spre surprinderea noastră suntem mult mai mulți. Este important că oamenii își văd doar de treabă, adică revendică în mod pașnic și civilizat. Lucru îmbucurător de altfel și este încă o dată o probă de atitudine decentă din partea colegilor mei.